Amintiți-mi, vă rog, când ați auzit despre ultimile vizite în străinătate ale oficialilor români, eventual încununate de succes. Cam greu, nu? Ironizând termenii care se rostogolesc astăzi în media românească, vă pot spune că am descoperit statul paralel. Însă nu mă refer la acel stat paralel inspirat de Erdogan, Orban sau Putin și rostit aproape zilnic de vreun an încoace. Mă refer la o seamă de organizații profesionale care s-au unit sub tutela familiei regale și care muncesc asidu pentru prosperitatea și prestigiul României. Astăzi vă prezint Acțiunea Maroc. Ofensiva diplomatică a familiei regale este neîntreruptă. Senzația pe care o transmite este aceea că totuși cineva trebuie să facă ceva și pentru țară. Titulescu spunea: dați-mi o bună politică internă și vă voi da o bună politică externă. Astăzi, chestiunea pare o glumă neînțeleasă de aleșii neamului. De niciunul. Jurnalistul Val Vâlcu definea Casa Regală a României ca planul B al țării. Până când ne vom da seama cu toții că trebuie să ne trezim din falimentarul plan A, Republica, planul B nu stă degeaba. Acum veți vedea încă o demonstrație. La începutul lunii martie a venit rândul Marocului să fie vizitat de familia regală. Cuvântul vizită este impropriu, însă nu am altul la îndemână. Chiar dacă telespectatorii vor vedea ce s-a întâmplat aici, îmi permit să vă întreb ce înseamnă o vizită? Este mai mult decât o plimbare? Este foarte simplu de vorbit în cifre. În urma vizitei economice cu caracter agricol din 2013 sau 2014 în Iordania, la un an de zile s-au semnat atât de multe contracte de achiziționare de grâne, încât România a devenit al doilea exportator al Iordaniei în aproape 2-3 ani. La vizita trecută de la Amman din octombrie, 7 universități românești și 7 universități iordaniene au semnat memorandumuri de înțelegere care înseamnă schimburi de studenți, proiecte europene de o mulțime de bani atrase, schimburi de profesori, perioade de timp petrecute în țările celuilalt, un număr mai mare de oameni care vin în țara noastră pentru acest scop educațional, dar nu-i numai, pentru că un student în Cluj sau în Iași înseamnă și părinții care vin să-l vadă, înseamnă și prietenii care află că Clujul e un oraș foarte frumos care ar merita vizitat și puțin câte puțin Clujul ajunge sau Iașul pe harta sufletului lor, nu numai pe harta profesiei lor sau a proiectelor lor. Vedeți, noi am avut, cel puțin generația noastră din familia regală, am fost foarte norocoși. Pentru că, spre deosebire de regele Mihai și regina Ana, care și-au petrecut cei mai frumoși și mai productivi ani din viață așteptând, în fața unei uși închise, noi, chiar dacă au fost dificultăți, ne-am petrecut acești ultimi 30 de ani făcând ceva. Deci, societatea românească a avut nevoie de timp, dar a sfârșit prin a înțelege că este familia regală sau, eu știu, casa regală, un instrument eficient de consolidare a țării. Și aici continuitatea joacă un rol mare, pentru că numai noi, pur și simplu cei din generația noastră, majestatea sa de, știu eu, 28 de ani acum, eu mai puțin de 21-22 de ani, am bătut aceste locuri de multe ori. În total, de când regele s-a dus în primul turneu NATO în 1997, în martie, la prima țară, la Marea Britanie, familia regală a avut un număr de undeva la 330 de vizite în străinătate, făcute de aceleași persoane, cu același statut, cu același respect pentru cel pe care îl vezi vis-a-vis, uneori cu rezultate mai multe, mai bune, altele cu mai puține, dar să te duci de 330 de ori în 20 de ani, în, cred că au fost 55 de țări care au fost vizitate de întreaga familie, evident că aproape în toate te întorci pentru a doua, a treia, a patra, a cincea oară și omul cu care te întâlnești știe pe cine are în față. Însoțit ca și în Iordania și Emiratele Arabe Unite de o delegație a rectorilor din România și de conducerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, principele Radu s-a întâlnit cu Said Amzazi, ministrul Educației Naționale din Maroc.
La întâlnire au luat parte președinții universităților marocane și rectorii celor 10 universități din România care însoțesc pe Alteța Sa Regală în această vizită. Au fost prezenți secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale, Ioan Ștefan Groza, ambasadorul României în Maroc, doamna Daniela Bazavan, președintele Consiliului Național al Rectorilor, profesorul Sorin Câmpeanu și diplomați din Ambasada României la Rabat. Bunul obicei de organizator excepțional dovedit de ambasadele României din întreaga lume s-a păstrat și la Rabat. A fost o întâlnire cu ministrul educației, care a ocupat înainte portofoliul de președinte al Universității Mohamed V, vine din sectorul universitar. Domnia sa a convocat toți președinții universităților marocane, care au avut ocazia să ia contact cu rectorii din România și să pune bazele unei cooperări viitoare și, bineînțeles, să aprofundeze cooperarea excepțională deja existentă cu Regatul Maroc în domeniul educației. Delegația Consiliului Național al Rectorilor din România a avut onoarea și marea șansă de a participa alături de principele Radu de Alteța Sa Regală, nu numai în vizitele din Iordania, din Emiratele Unite și iată acum din Maroc, ci și în alte, și în alte state. De fiecare dată aceste vizite, pot spune, cu scuzele de rigoare pentru lipsa de modestie, au fost un succes desăvârșit. Nu numai în domeniul educației sunt aceste proiecte, ci sunt proiecte ale României. Aici, în Maroc, au fost o serie de întrevederi, iarăși la nivel înalt. Cele 10 universități din România prezente în Maroc provin din 9 centre universitare și, cu permisiunea noastră, am să le enumăr. Sunt centrele universitare mari: București, Iași, Cluj, Timișoara. Sunt Brașov, Sibiu, Alba Iulia, sunt Constanța și Arad. Într-o clădire somptuoasă, cu un stil arhitectonic pur arab, premierul marocan l-a primit pe principele Radu și delegația românească. La întâlnirea cu primul ministru au fost discutate relațiile bilaterale tradiționale excelente între România și Regatul Maroc, aflate deja în al 56-lea an de existență, și posibilități de redinamizare a cooperării. Au fost amintite proiectele în domeniul economic și faptul că Marocul este principalul partener al României în Africa și în Orientul Mijlociu. Vizita aceasta în Maroc poate să pună, să spunem așa, o cărămidă la baza unei legături între țările noastre în diverse domenii, care să întărească România, să întărească Marocul, o țară cheie în regiune, și să întărească și efectul binefăcător al Uniunii Europene, în special în zona aceasta de vecinătate a ei. Este o vizită destul de similară cu cea din Iordania, pentru că aici avem, tot așa ca și în Iordania, un număr de 10 universități românești din diverse centre mari: București, Iași, Cluj, Constanța, de asemenea Comitetul Olimpic și Semiluna Roșie marocană, pe care o vom vizita astăzi. Deci, într-un anume fel, da, aceste vizite au fost oarecum în oglindă, dar e o simplă coincidență, pentru că sunt alte vizite pe care le facem, cum va fi cea din luna aprilie de la Amman, care are un caracter exclusiv economic. Sunt companii private pe care am încercat să le atrag să vină împreună cu noi la Amman pentru a le spune că Iordania nu este doar o simplă țară în care poți investi, ci e o poartă de deschidere către piețe infinite de desfacere, cum sunt Arabia Saudită sau Irakul sau, foarte curând, poate Siria. Dacă conflictul se încheie, Siria va putea fi o piață foarte, foarte mare de desfacere pentru noi. Seara primei zile a aparținut ambasadoarei României la Rabat. Delegația României a fost invitată în reședința acesteia, într-un cartier elegant al capitalei Marocului. Nici oficialii marocani nu au lipsit. După sosirea principelui Radu, recepția a avut și un moment oficial. A fost semnată o convenție între Consiliul Național al Rectorilor din România și instituția omologă din Regatul Maroc,
Exact, și care instituie un cadru juridic pentru o viitoare cooperare între Regat și România în domeniul universitar. Pot să spun punctul forte la ora actuală al cooperării româno-marocane. În momentul de față avem peste 1000 de studenți marocani, dacă ne referim la Maroc, în România, la cele trei nivele, licență, master și doctorat. Potențialul este mult mai mare decât acesta. Universitățile românești beneficiază de un prestigiu care, o spun cu responsabilitate și cu oarecare tristețe în același timp, beneficiază de un prestigiu care este mult mai bine recunoscut în afara granițelor țării decât în interiorul țării, unde avem, din păcate, o predispoziție de a scoate în evidență neajunsurile din învățământul superior românesc. Din fericire, în afara țării se văd foarte multe din avantajele și din lucrurile ce asigură prestigiul universităților românești și învățământului superior. Această oportunitate nu trebuie ratată. Ziua de 7 martie a fost dedicată sportului și sănătății. Împreună cu Mihai Covaliu și Cristian Butariu, principele Radu a vizitat Comitetul Național Olimpic. Faisal Lahairaki, președintele Comitetului Național Olimpic, și-a prezentat activitatea. A urmat apoi o întâlnire cu Rashid Talbi Alami, ministrul tineretului și sporturilor din Maroc. La Comitetul Olimpic și cât și cu întâlnirea cu ministrul sporturilor din Maroc, au avut loc discuții pentru consolidarea celor două instituții, comitetele olimpice din cele două. În toată această vizită am putut remarca că România și-a pus o amprentă deosebită în Maroc și am constatat cu mare bucurie și emoție că fiecare demnitar marocan, inclusiv șeful guvernului, a avut un profesor de matematică sau de fizică sau de anatomie român. Ultima întâlnire oficială a zilei de miercuri a fost la sediul Semilunii Roșii, echivalentul Crucii Roșii. La fel cum s-a întâmplat în Iordania, cooperarea dintre cele două instituții a fost tema principală a discuțiilor. Principele Radu a transmis dorința de cooperare bilaterală a celor două mari organizații naționale și un mesaj al Majestății sale Margareta, președintele Crucii Roșii Române. Poate că, la prima vedere, pare plictisitor, însă fiecare țară are experiența ei. Marocul oferă României expertiza sa, iar noi românii pe a noastră. Nu este un spectacol ceea ce vedeți, dar pe viitor, poate că vă veți aduce aminte ce ați aflat acum și veți ști că niște vieți au fost salvate și grație acestei întâlniri. Joi, de Ziua Internațională a Femeii, este ziua porților deschise pentru România la Universitatea Hasan al II-lea din Casablanca. În aula mare a universității, oficialii români au informat pe studenții și profesorii marocani despre oferta de studii din România. Principele Radu a vorbit despre țara noastră, la 100 de ani de la Marea Unire, și de asemenea despre parcursul regatului Marocului și cel al României în ultimul secol. Audiența a pus nenumărate întrebări despre România. Putem spune că este o proiecție a puterii intelectuale a României. Trebuie să fie, în opinia mea, din ce în ce mai pronunțată această proiecție în afara granițelor, nu numai pe baza priorității pe care trebuie să o dăm internaționalizării activității universităților românești, internaționalizare care trebuie să fie bazată pe principiile unei solidarități active, aș putea spune, pentru că doar în acest fel putem depăși diferențele care există între universitățile românești, să spunem universității marocane, universități din Statele Unite sau alte universități din lume. Cuvintele profesorului Sorin Câmpeanu sună ca o promisiune care ne este la îndemână, pe care o putem avea oricând, cu o singură condiție. Să și vrem. Un popor educat știe să aibă mai bine grijă și de sănătatea lui, și de prosperitatea lui, și în ultimă instanță și de siguranța lui. Deci da, educația este extrem de importantă, deși trebuie să înțelegem că rezultatele în educație nu se pot vedea niciodată pe termen scurt, ele se pot vedea pe termen mediu și lung.
Ultima etapă a vizitei a fost un omagiu a casei regale a României suveranilor Marocului, care își dorm somnul de veci în mauzoleul regal din Rabat. După această vizită, în folosul statului român și cetățenilor săi, concluzia este că în România vor veni din ce în ce mai mulți studenți marocani. Ei se vor alătura iordanienilor, celor din Emiratele Arabe Unite, dar și celor din Europa, Franța, Cehia, Polonia, Marea Britanie. Da, pare de necrezut, dar asta se întâmplă. Nu știu în ce se măsoară prestigiul unei țări. În cazul României, el a mai crescut. Să zicem, cu un grad, cu o treaptă. Cât de mult contează apropierea umană într-o astfel de vizită? Esențială. Este esențială, pentru că excesiva democratizare nu a adus numai beneficii, a adus și neajunsuri. Din cauza că omul politic astăzi este aproape excesiv de predominant în mass media, în mod paralel se produce un fenomen, un efect secundar, care este o scădere a încrederii în ceea ce leadership-ul în general face. Și de multe ori este percepută o vizită sau un contact care are numai o conotație politică drept un fel de ne întâlnim ca să discutăm. Și acest lucru nu e bun, pentru că dincolo de toate regulile pe care societatea sau democrația le stabilește, există o serie de valori poate puțin invizibile, cum sunt încrederea personală sau respectul sau afecțiunea pe care o ai față de o comunitate, care uneori joacă, deși nu fac parte din legislație, un rol mai mare decât acele principii care fac parte din legislație. Și în cazul unor țări cum sunt, Iordania sau Marocul, fiindcă despre ele vorbim acum, dar și Israelul, fiindcă, țineți minte, am făcut acum 4 ani și în statul Israel o vizită, sunt țări în care încrederea joacă un rol important. Tradiția, faptul că stăm față în față cu cineva despre care știm, l-am mai întâlnit, suntem siguri că iese ceva din discuția noastră, poate să aibă un rol foarte mare. Statul român a înțeles și eventual aveți vreun semnal că v-ar mulțumi vreodată pentru efortul depus? Sunt sigur că statul român a înțeles, pentru că, dincolo de toate, știrile care fac senzație, noi, de fapt, în acești 21 de ani, de când am început cu regele Mihai și regina Ana, turneul acela NATO, în vremea președintelui Constantinescu și a premierului Ciorbea, am lucrat într-o bună cooperare instituțională cu ministerele a 12 guvernări diferite. Unele au fost mai deschise, altele mai puțin deschise, dar continuitatea a fost fără falie. Deci nu pot să cred că nu au înțeles. Dar știți, aici este o chestiune de efect reciproc. Nu știu cât de mult am ajutat noi prezentul românesc prin ceea ce facem, dar știu precis că pentru noi răsplata este enormă, pentru că nu există nimic mai important pentru noi decât faptul că am avut posibilitatea de a dovedi că suntem utili. Dacă utilitatea noastră era doar o teorie în care câțiva nostalgici spuneau pe vremea monarhiei câte se făceau la noi, ar rămâne pur și simplu o pagină de istorie. Dar faptul că în acești 21 de ani instituția regală, cu sau fără prea mare suport legislativ, pentru că până acum n-a existat practic o lege care să ne susțină activitatea, a dovedit că poate face mult, constant, bine, profund și în foarte multe ocazii că poate face ceea ce nimeni altcineva nu poate face așa. Adică, ca să folosesc un termen modern, există o nișă regală pe care n-are cum să o acopere altcineva. Și cu toate astea, ce anume vă mână în luptă? Ce aveți de câștigat? Există vreun câștig personal al familiei regale, al alteței voastre personale? Nu, decât că sunt cu 21 de ani mai bătrân,
că n-am făcut nimic altceva în acești 21 de ani decât să servesc o cauză, un ideal, că sunt foarte fericit că am avut această șansă să-l servești pe regele Mihai timp de 21 de ani. Știți, și majestatea sa, custodele coroanei, și eu am fost doi foarte fideli soldați ai regelui. Nu am ieșit niciodată din rând. Am fost complet devotați lui și de asta poate că pierderea lui înseamnă foarte, un moment foarte greu pentru noi, fiindcă e greu să ne regăsim în această aventură istorică, să o numesc așa, fără el. Dar, da, sigur, există ceva ce ne mână. E pur și simplu un crez. Nu poți să te dezici de el. Nu fac un foarte mare efort să-l servesc, pentru că e probabil cel mai bun lucru pe care îl pot face în viață. Și singurul lucru care ne-ar ajuta ar fi dacă n-am mai plătit singuri aceste vizite din buzunarul propriu. Ar ajuta, pentru că nici nu e demn pentru o țară ca aceste lucruri să fie făcute așa, ca un fel de activitate caritabilă sau privată, și nici nu e sănătos pentru viitorul acțiunilor noastre. Vizita aceasta este o vizită acoperită exclusiv, integral, din bani proprii. Este prima și oară... n-ar trebui să se întâmple asta. Nu e foarte demn. Este prima oară când văd că nu vă însoțește nimeni de la Palatul Elisabeta să vă sprijine realmente în chestiile mărunte. Nu au fost fonduri pentru asta. Am făcut vizita singur și ne bazăm doar pe ajutorul ambasadei, pentru că nu au fost bani suficienți pentru a lua cu noi un colaborator. Dar n-aș vrea să vorbim mult despre asta, pentru că găsesc că nu e foarte demn de vorbit. E adevărat, dar câteodată oamenii chiar trebuie să înțeleagă că nu este o cerere de bani pentru nevoi personale și un desfrâu, ci pentru a munci pentru țară. Revenim la Maroc. Care au fost relațiile familiei regale, ale casei regale, cu ambasada României de aici? Da, foarte, foarte bune. Dar acest lucru se întâmplă practic la aproape toate vizitele. Nu pot să nu recunosc că ambasadele României în orașele, în țările vizitate, nu s-au achitat practic mereu cu foarte mult profesionalism de ce au avut de făcut. E adevărat că uneori au existat anumite limitări, dar nu veneau din lipsă de bunăvoință, ci poate din lipsurile materiale sau de personal, fiindcă și ei au constrângeri materiale enorme. În privința educației, văd că sunteți însoțiți de un număr de rectori. Cât de mult preț puneți pe educație și pe transformarea ei odată în România? Un preț mare, aproape aș spune esențial. Dar fac o diferență aici. Vedeți că în România se petrece un fenomen foarte dificil de înțeles, un contrast izbitor între discursul public, care se referă mereu, uneori în termeni foarte duri, la dezastrul învățământului românesc. Probabil că partea aceasta de critică în societatea adusă învățământului se referă la felul în care el este administrat. Când vorbim însă de exercițiul profesional al transferului de cunoaștere de la profesor la elev, vorbim de miracole. Vorbim de copilul din orășelul cutare care ajunge să ia nu știu ce mare premiu internațional, vorbim de sute de mii de studenți români care umplu marile universități ale lumii, și întrebarea naturală vine: cum ajung ei acolo dacă e atât de mare dezastrul? Răspunsul este că procesul de învățământ are două paliere complet diferite. Unul este cel administrativ, care ține și de baza materială, de finanțele, de felul în care se gestionează sau guvernează, să spunem așa, domeniul. Și celălalt este un domeniu mai puțin ușor de definit, cel inefabil al vocației profesorului, a faptului că în municipiul Giurgiu poți să ai la un liceu de elită câțiva profesori care fac pur și simplu miracole și care nu au nevoie să fie încurajați sau sprijiniți administrativ pentru ca să producă scântei în cugetul sau în sufletul elevilor lor. Se înțeleg că familia regală privește optimist viitorul? Da, absolut. Absolut, da. Să știți că o foarte mare parte din discursul pesimist public nu este complet inocent.
sunt și, da, tot felul de interese, profituri care apar atunci când critici mult. Nu sunt însă de părere că tot ceea ce merge prost trebuie reparat și reparat repede. Nu vreau să fac un tablou al României anului 2018 pictat în roz. Nu, există o mulțime de lucruri care sunt exasperante și înțeleg absolut perfect societatea care s-a săturat de ele. Dar aceasta nu înseamnă că privind în mare nu suntem optimiști, pentru că da, sunt 28 de ani de plin de o mulțime de ambiguități, dar sunt 28 de ani care ne-au adus într-o poziție pe care n-am avut-o niciodată în istoria noastră modernă. Și partea aceasta de realizare, făcută cu multe sacrificii, uneori cu generații, cum a fost cea a părinților mei, care au avut practic toată viața sacrificată, s-a făcut cu eforturi care trebuie respectate și acceptate și noi suntem și majestatea sa și eu doi oameni patrioți. Noi nu putem să nu avem încredere în România prezentului și a viitorului, pentru că altfel înseamnă că nu ne-am iubit țara.